Cei cinci au fost așteptați la ieșirea din arestul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj de familie și prieteni. Rudele lui Cristian Stroie l-au întâmpinat pe acesta plângând. Ceva cuvinte, sunt bucuros? Emil Copiluș nu a dorit să comenteze prea multe despre cazul în care este implicat. S-a limitat la a spune doar că este bucuros că a scăpat din arest. Ceva de spus? Despre? Păi despre caz, despre ce se întâmplă. Nu pot să comentez eu cazul. Sunteți bucuros că sunteți în libertate? Firește. Da, sunt. Vă mai bine, să te puțin. În momentul în care s-au reîntâlnit cu cei dragi, emoțiile i-au copleșit pe cei trei instructori. Unii au râs, alții au plâns în momentul în care au părăsit arestul IPJ. Nu au dorit să vorbească despre acuzațiile care li se aduc și mai mult decât atât le-au spus jurnaliștilor că sunt nevinovați. Cercetarea în stare de libertate a celor cinci este văzută ca o normalitate de avocații acuzaților. Nicolae Bobu, avocatul lui Vasile Frățirescu, administrator al unei școli de șoferi, a declarat pentru Radio Târgu Jiu că arestul preventiv ar fi fost o măsură prea dură. Aceasta este starea de normalitate, consider eu, de judecarea starea de libertate până când se vor administra toate propriile în dosar. Abia după ce va fi condamnat definitiv, e normal să-și execute pedeapsa conform cu faptele comise. De fiecare dată eu am spus că nu agrez măsura arestării preventive. Aceasta este ultima dintre măsuri și cea mai aspră. Nu pot striva un om de libertate decât în cazul în care i s-a demonstrat vinovăția. Cei cinci nu au voie să părăsească țara sau să ia legătura între ei. În caz că vor încălca aceste restricții, va fi ridicată măsura de cercetare în stare de libertate.